Povestea ta devine scopul nostru al redacției Observator de a vă arăta dumneavoastră, celor care ne scrieți deja cu zecile, cu sutele în fiecare zi, că lucrurile trebuie să fie schimbate. Mărturiile oamenilor ne arată că se confruntă, mai ales în această pandemie, cel mai adesea cu lipsa de reacție, tocmai din partea celor care ar trebui să-i salveze, să-i îndrume, să aibă grijă de ei. Maria Rohnean a mers pe firul acestor povești și a cerut explicații. Maria, ce justificare își găsesc autoritățile până la urmă? Bună seara, Sandra. Am fost astăzi la Târgoviște, unde am cerut explicații spitalului prin care au trecut niște experiențe, oamenii care ne-au trimis mail-uri în care povestesc tragediile lor. Ce credeți că ne-au spus? Că nu este vina lor că trecem cu toții prin această pandemie și că fac și ei ce pot. Vă prezentăm astăzi două cazuri absolut inimaginabile. Oameni care au trecut prin niște povești, iar unii dintre ei chiar și-au pierdut pe cei mai dragi dintre ei. O femeie care a fost refuzată de ambulanță la testare pentru că nu avea suficiente simptome, dar și o fiică a unei femei care a ajuns la spitalul din Târgoviște negativ, s-a pozitivat, iar mai apoi a fost pozitiv. Într-o casă din Târgșorul Vechi, o comună din Prahova, Ioana se simte rău. Are 27 de ani și e singura acasă cu doi copii mici. Am simptome specifice COVID-ului și anume febră, dureri de cap, de ochi, dureri musculare în tot corpul, arsuri și dureri în piept, în gât, frisoane, febră, miros și gust diminuat, oboseală, transpir. Cei de la ambulanță au spus că nu sunt specifice COVID-ului. Și în situația de față eu nu știu ce să fac, adică în afară de paracetamol, vitamine și medicamente homeopate, pentru că eu alăptez un bebe de 2 luni, nu știu ce să iau, ce aș putea să fac. Așa că Ioana rămâne acasă până când se va simți suficient de rău ca ambulanța să vină să o testeze. Și atunci, cui rămân cei aflați la granița dintre simptome foarte grave și ușoare? Este vorba de lipsă de umanitate și de respect față de semeni și de tot. De ce nepăsarea asta? De ce nu încercăm să salvăm oameni? Să facem tot posibil. Mădălina și-a dus mama la spital negativă și de acolo, după 2 săptămâni, a dus-o direct la cimitir într-un coșciuc securizat. După ce a ieșit rezultatul testului COVID, a fost negativ, a stat internată 1 săptămână. După 1 săptămână trebuia să merg să o iau acasă și m-a sunat și mi-a spus că să nu mai merg într-un salon în care una din doamnele din salon era pozitivă COVID și rămâne în continuare internată. Între timp, starea femeii era tot mai gravă. Am tot sunat eu la spital, le-am spus că se simte foarte rău și că îi rog să o testeze. Mi s-a spus că procedura este că va fi testată la 7 zile de la intrarea în contact cu persoana pozitivă. Rezultatul a fost pozitiv, evident. Dar i-au spus să nu se îngrijoreze și au făcut demersuri să o mute într-un spital pentru cazuri ușoare. Am insistat să mi-o păstreze la Târgoviște. Au dus-o pe secția de ATI COVID din Târgoviște. 3 zile a fost bine, 5-a zi a decedat. Unul din medicii de la COVID, de la secția de ATI COVID, mi-a spus să nu se bați la mine pentru că nu eu am omorât femeia asta. Și cât de mulți copii care își pierdeau părinții și erau singuri prin spital. Aleargă să-și ia părinții acasă, dar nu așa cum ar trebui. Păi cum am luat-o și eu pe mama mea. Eu mamei spuneam că o iau și o duc în vacanță când iese din spital. Conducerea Spitalului de Urgență Târgoviște spune că astfel de cazuri se întâmplă frecvent. Pacienți care la primul test sunt negativi, dar se pozitivează în spital și infectează mai departe alți pacienți. Poate să fie o astfel de situație, de situații care pot să apară în mod inerent în orice spital din lume, nu din România sau din Dâmbovița. Deși noi suntem considerați principalii dușmani ai societății, la momentul ăsta, și mă refer la corpul medical, am fi fericit să tratăm 5-6 pacienți în fiecare secție, nu să avem situația în care nu avem unde să ne punem.